Acuzații grave aduse primarului localității Prundu Burgăului din Bistrița Năsăud și altor trei funcționari publici. Printre altele, acestora li se impută cumpărarea unor autobasculante la prețuri exagerate, bani acordați consilierilor locali care nu se prezintă la ședințe și fonduri alocate nejustificat unității medico-sanitare din comună. Primarul comunei Prundu Burgăului, Ilie Avram, alături de alți trei angajați ai primăriei, sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu. Cei patru și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu în mod fraudulos, încălcând legea. Dosarul în care cei patru sunt cercetați pentru abuz în serviciu a fost trimis de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud către parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud. Începând cu data de astăzi, 8 noiembrie 2011, se află în ancheta procurorului de la parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, urmare declinării de către organele de poliție ale IPJ Bistrița-Năsăud, o cauză penală care vizează pe numiții Avram Ilie, primarul comunei Prundu Burgăului, numita Capotă Paraschiva Virginia, secretara primăriei, Vrăjbunaș Macedon, contabilul primăriei și Ruscău George, referent silvic la aceeași primărie. Faptele pentru care sunt cercetați sunt de abuz în serviciu, prevăzute de legea 78/2000. Obiectul dosarului îl constituie acuzații ce vizează cheltuirea nejustificată a unor fonduri publice ale primăriei comunei Prundu Burgăului. S-au cumpărat două autobasculante la prețuri foarte mari, s-au închiriat utilaje care nu sunt utilizate în prezent, în fapt, dar se plătesc chirii pentru acestea. Se mai reține că se refuză aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local, se refuză constituirea de parte civilă în expertize dispuse de Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud și Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare Cluj, prejudiciile fiind cauzate de angajați ai primăriei. La primăria din Prundu Burgăului, birourile celor vizați sunt închise. Primarul este plecat la Bruxelles, iar contabilul este plecat la Bistrița. Închis era și biroul referentului silvic. Contabil este la Bistrița, cu trecut la trezorerie, restul... Și ne puteți da un nume? Noi primar, viceprimar, n-au numere expuse aici. Păi n-au telefoane de serviciu și telefon... Și spuneți-ne un pic, de ce îl caută procuratura și poliția? Pretinde să știu eu, chiar nu știu. Păi n-ar trebui să fie cineva, că e ora 1. Cred că ar trebui să prindă. După ce procurorii vor analiza dosarul, îi vor audia pe cei patru. Dacă aceștia vor fi găsiți vinovați pentru faptele comise, riscă să stea după gratii între 3 și 15 ani.